Bună ziua, bine ați venit, bine ați revenit la Centrul Cultural în cadrul proiectului Părinți și Copii Prietenii Mei. Astăzi mi-am propus să vă surprind, să vă surprind frumos, să vă surprind plăcut, să vă surprind cu elemente populare românești autentice în cadrul acestei emisiuni cu tema Din Lada Bunicii, direct pe scena Centrului Cultural. Dar, dacă mă uit bine în sală, aș putea spune din Lada de Zestre, direct pe podiumul de modă. Și veți vedea de ce se întâmplă lucrul acesta. Dați-mi voie să încep acest moment cu o poezie. O poezie despre mamă, pentru că astăzi este vorba în emisiunea noastră și despre femeie. Cu precădere despre femeie, pentru că vom vorbi despre dragoste, nu despre îndrăgostire, despre dragoste pe care noi o învățăm, de la mama noastră și o transmitem copiilor noștri, o punem în relația cu cei cu care interacționăm și aș vrea în primul rând să o cinstim pe ea, pe mama, pe femeia, alături de Doina Panaete. Te rog frumos să vii aici lângă mine, timp în care eu să-i mulțumesc doamnei director Carmen Salub că ne dă posibilitatea să ne desfășurăm creativ, așa cum gândim noi, proiectele. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Și tare mult aș vrea să citim, să lecturăm din ceea ce ai scris tu. Știu că ești o fire sensibilă, o fire romantică, aș putea spune, și care ai această... Nu mă pricep foarte tare la poezii, nu sunt critic de artă, doar că îmi place ce-mi place. Și vreau să spun că îmi place cum surprinzi tu femeia, cum surprinzi tu mama. Astăzi surprindem mama. Să te auzim ce vrei tu să ne spui astăzi. Am să vă spun poezia Mama, pentru cea mai mare, cea mai frumoasă floare din lume care trebuie prețuită. Mama. Mama este precum o floare care simte când ceva te doare. Dacă în suflet este ploaie, furtună sau este soare. Mergând în urma ta, îți cunoaște lacrima. Cea mai frumoasă floare din lume ești tu, mama. Și vreau să le spun copiilor să-și prețuiască părinții indiferent de vârstă, pentru că și ei au fost, și mamele au fost de vârsta lor, și să nu se creadă vreodată mai presus și să fie o prietenie. Și cea mai mare prietenie a copiilor trebuie să fie aceea cu părinții. Să găsească acel suport în și comunicare și prețuire. Comunicare. Și așa cum am spus, dragostea o învățăm de la femeile din viața noastră. Îți place decorul nostru? Da, este foarte frumos și dumneavoastră arătați foarte bine. Mulțumesc! Nu, și este un ambient este foarte plăcut, foarte da. Frumos. Mi-am dorit să reașezăm puțin șezătoarea de altă dată. Nu știu cât mi-a ieșit, dar câteva elemente am ținut neapărat să le aduc aici. Mulțumesc tare mult! Cu mare și drag. Să ne vedem cu bine și în martie. Așa să fie și mult succes aveți în Doamne continuare. Doamne ajută! O zi și ție, frumoasă! La fel! Dragilor, în continuare, aș vrea să transform pentru câteva minute scena Centrului Cultural într-un podium de modă. Aici vor urca pe rând în felul următor. O aplaudăm pe doamna Aurelia Iacobescu, meșter popular, poftiți lângă noi. Bine ați venit! Să o aplaudăm! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună Luați loc la șezătoarea noastră și nu am cum să nu vă admir costumul popular și vă mulțumesc din toată inima, din tot sufletul pentru decorul de astăzi. Datorită dumneavoastră am expus aici aceste... Cum le numim? Scoarțe de perete. Scoarțe de perete. Oare tinerii noștri mai știu ce înseamnă scoarță? Nu cred. Nu cred, dar le vom spune noi pe parcursul emisiunii. Pe parcurs le vom spune, bun. Da.
În continuare, alături de noi va veni doamna învățătoare Mariana Cârstea. S-o aplaudăm! Bine ați venit! Luați loc! Îi dăm microfonul. Cu ce gânduri astăzi la noi? Și după mine se înțelege, va dăinui aceeași lege. Mereu vor înflori castanii, la umbra lor s-or scurge anii. Aceasta era poezia doamnei Popescu, o educatoare pe care a prins-o și doamna profesoară de astăzi. Așa este. Și eu, fiind învățătoare calificată și educatoare, voi continua astăzi să vă prezint costumul meu popular, care este... Vă invităm în fața camerei. Fiindcă suntem la modă. La modă ieșenii. Țăreanca noastră, fără atâtea diplome, o știut să-și puie dorul și dragostea, crucile și credința, pământul și pe Dumnezeu. Zona care reprezint eu este Argeșul. Ea este bradul de pe Făgăraș, Munții Făgăraș. Uitați-vă la ea. Este, nu este din lada de bunicii, ci este după lada bunicii lucrată. Așa. La fel, vesta este tot ca în Argeș, lucrată cu mărgele. Poalele sunt tot din Argeș, cu partea de jos, lucrată cu modelul de la ei. Iar datorită faptului că în lucru mie zuvelca sau șortul din Argeș, cum are doamna, așa, eu mi-am pus cătrințele. Care sunt legătura dintre țara românească și oierii de dincolo de munte? Este din țesută, ele sunt ardelenești, după mod ardelenească, țesute de la Târgu Jiu. Și acolo sunt cei care umblă cu pălăriile mici, dar nu hăpta așa de mici ca cei din Maramureș. Mai eu vorbesc și grai. Nimeni nu m-a certat. După ce am venit în Argeș, acum 56 de ani, de ce vorbesc ardelenește? M-am străduit să vorbesc literar. N-am reușit. De 22 de ani am revenit la matcă, ca apa. Vorbesc cum mi-e vorba, ca să știu de unde sunt. Mă încălzesc cu cuvintele, că și așa le-am uitat destule, că mă duc acolo, nu mai știu pe ce lume trăiesc. Dacă mă întreabă cineva, de unde sunteți, spun, din toată țara. Pentru că vreau să vă spun că am ei lucrate, cumpărate, dar am adăugat eu, din Argeș. Iile pe care le-a adus la lumină și le-a scos la lumină Regina Maria. Că am fost și eu copil și am găsit în sala de clasă, în 1948, fotografia Reginei Maria îmbrăcată în costum popular și a regelui Mihai. Și tatăl meu plângea că a trebuit să ardă hărțile cu România dodoloță. Nu știu cine, care dintre dumneavoastră ați prins, era în clasa 4-a România de Alexandru Lahuță, România Rotundă, zicea România dodoloață. Eu cu Dan Negru ce fac concurs? Că trebuie să vă întreb. Nici nu puteam, dacă n-ascultam pe Dan Negru, nici nu puteam da seama că unii copii de astăzi nu știu ce știu eu, dar noi nu ne naștem cu toată informația, noi primim toată informația. Mă bucur când aud cu tare profesoară, ce mi se încălzește sufletul. Și aș zice, da, oar Dumnezeu să fie așa o profesoară, cum trebuie să fii, să nu uiți niciodată că românul e esență de grâu. Zice că s-a găsit în anforele din Egipt, după 4.000 de ani, grâu.
au pus apă și a încolțit. Informația oamenilor da în public. Tot ce vă spun eu, poate, unele așa cuvinte de legătură mi-a aparțin mie. Restul sunt toate citite. Că sunt șoarece de bibliotecă și la 60 plus 22. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, să fii sănătoasă! Iată că... Vă voi spune și o poezie, dar mai târziu. Iată că femeia o putem numi educatoarea lumii. Să o aplaudăm pe Mariana, Marilena Zidăroiu, colecționara noastră de păpuși. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și avem un alt port popular. Mă bucur tare mult că astăzi sunt alături de dumneavoastră și voi petrece ora aceasta minunată. Din păcate, eu nu știu ce aș putea să vă spun, să vă încălzească sufletul după ce a vorbit doamna Mariana. Deci cu talentul dânsei de povestitor, orice cuvânt este de prisos. Dânsa trage spre ardeleni, eu trag spre olteni, costumul meu, aici dacă tot am făcut România puțină paradă, dodoluță. Este... Iată că avem o Românie dodoluță. Da. Costumul meu este din lada de zestre a bunicii mele, așa, deci această catrință este din sudul Olteniei, ia aceasta nu mai știe nimeni de câte ori a fost recondiționată. Eu am primit-o din Oltenia, de acolo a venit ea. Doamna Mariana zice că e din Argeș și acum fiecare trage pe turta lui. Mulțumim foarte mult. Luați loc. Mai povestim. Inscripțiile din crucea. Uitați-vă la ea, cruce greacă. Cruce greacă. Iată, dragi tineri, cei care sunteți în sală, cei care ne priviți, avem aici coroborat o lecție de istorie, o lecție de religie, cu o lecție de folclor autentic. O altă educatoare a generației acesteia, doamna profesor, poftiți aici, Mihaela Nae, mă bucur foarte mult că ați revenit. Mă bucur foarte mult. Mă bucur pentru invitație. De data aceasta îi rugăm să ni se alăture elevii talentați ai liceului. Îi vom pofti la un moment dat. Tehnologii, da? Constantin Brâncuș. Sunt pasionați și la rândul lor de literatură, dar și de muzica populară. Mulțumim foarte mult. Luați loc. Mulțumesc. Iată, am completat pe scenă lista cu invitații noștri. Tema noastră de astăzi, așa ca la școală, este dragostea. Dragostea pe care o învățăm de la mama, apoi de la doamna învățătoare, apoi de la doamna profesoară, apoi de la o vecină cum se cade, apoi de la mătușa din capătul uliței, Și apoi, în permanență noi învățăm sau reedităm dragostea. Cum este ea privită de la dumneavoastră, doamna Iacobescu, dragostea? Există? A existat? Putem asocia dragostea cu estetica? Pentru că noi straiele acestea le purtăm cu grijă la evenimente deosebite, le așezăm... la loc, în dulap. Deci, eu cred că are legătură cu esteticul, are legătură cu etica, cu poziția mea, poziția picioarelor, a spatelui, cum mă așez, cum adresez. Iată, o serie de lucruri. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta? Aș vrea să încep... a existat și există. Nu există fără dragoste. Nu poți trăi fără dragoste. În primul rând, dragostea de mamă, de tată, deci de familie. Și de ce nu, având în vedere că suntem aici, dragostea de tradiție. Tradiția, dacă nu iubești tradiția, costumul ăsta popular, ii asta care este veche de sute de ani, deci este o iubire. Iubirea, nu poți trăi fără iubire și fără dragoste, pasiunea noastră. Deci și față de estetică, portul popular, e ceva foarte frumos. Că tineretul din ziua de astăzi nu mai prețuiește acest port, dar noi cei care știm... Dar nu suntem de vină și noi?
Suntem de vină și noi, da. Asta este. Da. Ne spune doamna Mariana. Ce temă! A fost odată undeva și m-a rugat un preot să vorbesc după dânsul. Așa că doamna m-a asociat cu acel preot, zice, ce să vorbesc eu după doamna Cristina? E drept. Eu sunt catalogată de prietenile mele care vă cunosc dinainte de doctor. Românca trebuie să fie și mândră. Așa. Sunt Florin Tiersic. Varianta femenină. Da, păi vă spun drept, cum zicea și el. Păi nu mă supără că îmi zice lumea că vorbesc mult. Că am încă ce spune. Și atâta vreme cât am ce spune, lasă umplu timpul. Cu ce luăm pe masă? Ce le transmitem de folos? Nu pierdeți timpul. Mă scot din pat. Un perete în spate. Trei pereți în față. Lipsesc cărămizi. Cărămizile, care nu le voi completa eu niciodată, vorbesc metaforic acum. Dar acele cărămizi sunt cărămizile de cunoaștere. Zice, eu ce fac? Mai întâi îmi citesc un psalm. Necazuri mai desfătat, Dumnezeul dreptății mele, milostivește-te de mine și ascultă rugăciunea mea. Necazuri, cum vine asta necazuri, da? Am citit de la 16 ani Psaltirea, dar n-am înțeles versurile în necazuri mai desfătat, Dumnezeul dreptății mele, până nu mi-a murit mama. Când a murit mama, mi-a dat veste de la biserica, a murit Miluca, mama mea. Și a murit Miluca. El a murit niciodată și nu va fi veșnic vie aici în sufletul meu. Soțul meu zice, a murit mama. Eu zic, era bătrână. Când mă stau cremea, era bătrână. Avea 84 de ani. Dar atunci el zice, nu a mea, a ta. Atunci nu mi-o mai veni să râd. Și am înțeles versetul, în necazuri mai desfătat Dumnezeul dreptății mele. Și în fiecare zi, de la 17 ani, din lipsă de prieteni, că am fost învățătoare la 17 ani și aruncată într-un sat în Maramureș, unde n-aveam iamuri, numai vecinii și străinii. Și zice un vers popular, ei, dacă străinul nu-ți, frate, să gândești că-ți spune parte. Iar eu, după 55 de ani de când sunt în Argeș, vă voi spune cu ce m-am apropiat eu de argeșeni, cu cântecul popular. Eram la Păduroiu și cânta atunci Iustina Băluțeanu și Dolănescu era în vogă cu nu se bolovan pe drum, să arunc la mândra în pătul. Nu știu cine știe, dacă nu căutați în Google, voi ăștia tineri, vă invidiez, aveți Google-ul. Eu nu știu cât lor mai avea, dar până la 102 ani trag năgheșe. Așa. Și acum, cânta Iustina Băluțeanu, Maică de ce dor de mine, nu te jălui la lume. Și vedeam munții Carpați și vedeam fântâna de ocol, să nu știe lumea-n sat peste ce noroc am dat. Și era un viscol la Păduroiu, ca așa îmi țineam baticul, numai cu un ochi mă uitam. Eu nu zic că n-am fost învățată cu frigul din Ardeal, dar aici era nebunită la Păduroiu, pe jos, 2 km și gravidă și nemâncată. Și pe cum să nu zic, să nu mi se potrivească, să nu știe lumea-n sat peste ce noroc am dat. Maică, de ce dor de mine, nu te jălui la lume, să nu știe lumea-n sat peste ce noroc am dat. Și eu cred că toate școlile le învățăm, numai școala vieții, aceea o luăm în piept. Și cruce. Mulțumim. E bine să ne învățăm cu ea. Mulțumim foarte mult. Iată,
dumneavoastră ați venit în Argeș și ați, i-ați învățat pe argeșeni cât de important este cântecul, cât de important ei este... Știau. Știau, dar ați venit cu... Am fixat. Și fixat. Am, la toate serbările mele, la școală, îi obligam să aibă costume populare și învățătoarea are costum popular. Vă pot arăta mărturie, costumele mele... poze din tinerețe. Acum, ca să vedeți că și doamna Iacobescu, suntem la competiție aici, că astăzi a fost invitată la Ion Pilat, unde a prezentat mărțișoare confecționate de dumneaei, costume populare pentru copii, răvașe cu poezie compusă de dumneaei, așa ca să ne dăm mari fiecare cu mândrețea ei. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iacobescu, ați fost la mare înălțime și vă aștept și mâine. Și o avem pe doamna Marilena Zidăroiu, care se mândrește cu păpușile dumneei. Așteptăm să ne spună. Vă rog frumos să-i dați microfonul. Eu am avut... Greu să iei microfonul de la doamna Mariana. Da. Vă rog frumos să ne spuneți cât de importante sunt păpușile, câte păpuși aveți și dacă cu ele, dacă ele, păpușile, vă ajută în educație și în fixarea unor elemente de cultură până la urmă. Eu înțelesesem de la doamna Simona acum o lună de zile că această emisiune se va ține în preajma Dragobetelui și ca temă generală ar fi dragostea. Dragostea, și mă gândisem eu așa, oare cum am putea noi defini dragostea? Păi... nu trebuie neapărat să o definim noi, am găsit o definiție foarte interesantă a lui Aristotel, care spunea că dragostea este un suflet, de fapt înseamnă un suflet care trăiește în două trupuri. Și în afară de această definiție, nu cred că am mai putea adăuga un cuvânt. Dragostea sinceră, întreba doamna profesoară Simona mai devreme dacă există. Bineînțeles că există și în ziua de azi, deși suntem mult prea grăbiți, mult prea stresați ca să mai avem vreme să o observăm. Eu de-a lungul timpului am început să-mi cumpăr păpuși. N-am înțeles niciodată de ce. Prin deplasările mele am început cu una, două, trei. Le tot aduceam fetiței mele, până într-o zi când fetița mi-a zis: mami, dar ce faci? Ăstea de fapt și de drept le iei pentru tine, nu pentru mine. Deci am pornit de la una, două, trei. Am acum 1000 și, dacă vă vine să credeți. Am o cameră unde am reușit să, pe trei pereți, să am numai rafturi cu păpuși. Și, din păcate, nu le-am expuse pe toate nici la mine în casă, pentru că nu au atâta spațiu. Eu consider, cel puțin pentru mine, că este o formă de manifestare a dragostei. Dragostea mea pentru frumos și pentru păpuși. De multe ori când sunt supărată, cum mai este orice om, mă scol dimineața cu o idee foarte fixă, zic: măi, parcă n-am mai văzut eu de mult păpușa aia sau parcă n-am mai șters-o de praf. Și numai faptul că mă apropii de ea și îmi găsesc o activitate acolo câteva minute, contează foarte mult pentru mine. Nu am păpuși... De oricare. Am păpuși foarte, foarte vechi. Ăstea care sunt aici sunt cele mai tinere și le-am adus tocmai pentru tema emisiunii. Am căutat să fie pereche, așa, pentru că despre asta e vorba în dragoste. Ce ar mai însemna dragostea? Ar însemna adevărul care ne însoțește de-a lungul vieții. Oare dragostea sau iubirea are sfârșit? Nu. Ea trăiește prin adevăr, dincolo de veșnicie. Și dacă e să căutăm adevărul din noi, constatăm sau să aflăm totul despre noi, constatăm că noi suntem iubire. Noi în ființa noastră suntem iubire. Și dacă ne-am lăsat conduși în viață de instinctul acesta al iubirii, ca și acul busolei, n-am face nimic altceva decât să găsim în permanență adevărul. Deci până la urma urmei, da, până la urma urmei,
iubirea, dragostea, adevărul sunt unul și același lucru. Deci și pentru noi care am trecut prin viață și pentru tinerii care sunt aici în sală și care probabil o să ne asculte, este foarte important să iubim tot timpul, să iubim sincer, nu fals, să iubim curat, nu murdar, să iubim fără interes, să iubim așa cum iubeau bunicii noștri și părinții noștri și vom fi veșnic fericiți. Suntem fericiți. Văd acolo un el și o ea. Da. Un el și o ea cu straie populare române. Deci este vorba de ultimele păpușele din colecția mea, lucrate de doamna Iacobescu, cap-coadă, așa, sunt îmbrăcate în straie populare și eu m-am gândit că Dragobetele, care tocmai a fost zilele trecute, era o sărbătoare tradițională românească. Deci cum altfel să prezinți niște păpuși la această temă dacă nu îmbrăcate în costum popular? Și, sincer, mă gândeam să aduc doar două păpuși, cum de fapt mă gândesc de fiecare dată. Și am pus două păpuși, am mai pus încă două și încă două și, în final, le-am văzut pe acestea două, ultimele două, care ocupă un loc de mare cinste între celelalte păpuși. N-au nicio legătură cu celelalte care sunt din porțelan și foarte, foarte vechi. Așa, dar am zis, nu se poate să merg fără ele, așa că de la două păpuși am ajuns la o plasă. Mulțumim foarte ești mult. Dar îi spune o vorbă care am auzit-o într-un cântec popular. David spune grai. Apoi cine știe să-l traducă? Copârșeu n-are jeburi. N-am înțeles nimic. Cine știe, ardelenii mei? Sicriu n-are buzunare. Nu știu. Că ești în care buzunare? Eu nu lăsam cele 60 de păpuși perechi pe coridor, la hartă. Am făcut o hartă. În urmă cu 40 de ani m-am dus la școală. Am plecat de la grădiniță. Când am fost la grădiniță, mi-am făcut meseria de dască la grădiniță și am vrut să învăț pe, că zice, doamna educatoare. De ce îți activiste partid. De ce vă spune doamna educatoare? Păi ăștia nu știu să spună doamna tovarășa educatoare. Păi cum spun? Toșa căcătoaie. Păi decât să-l spun așa, mai bine să-l zică doamnă, că sunt o doamnă. Așa spun copiii mici. Toșa căcătoare. Toșa căcătoare. Băi, dă-o-mi colo de treabă. Că sătulă de așa ceva, că pe vremea când mi-am crescut eu copiii nu era pe împărți, că îi mai făceam pătăți. Doamna profesoară, cum este? E asta cu toată câmpia română. Da. Cum sunt tinerii noștri astăzi? Sunt talentați mai la... în primul rând. Sunt atrași de portul popular, de cântecul popular, au înclinații către poezie, către această poezie de dragoste, dragostea pe care o întâlnim pretutindeni, care este plină de bunătate și... Îi transformă pe ei, da? Și ei trebuie să aibă răbdare unii cu ceilalți ca să cunoască sentimentul. Și Să-i invităm în întâlnirea noastră. Haideți, da? Dragilor. Haideți să auzim poezie astăzi. Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș. Haideți. Nu la Liceul Tehnologic. Și, da? cu toate acestea, haideți, avem copii. Copii talentați. Sunt sensibili. Și sensibili, da. Băieții în spate, în picioare. Haide, Maria. Domnișoara, poftim aici. Și mai avem acolo domnișoară. Luați loc fetelor. Iată, am adus și fete tinere la așezătoarea noastră. Deci tu ai început de la -20%. E bine. Ce ne citește astăzi Anișoara? Prietena mea din autobuz. Știi că mai am o prietenă din autobuz care este în clasa a doua, la fel de talentată,
Și la fel de voioasă, tot timpul cu obrajii roșii, rar văd așa ceva, să știți, astfel de tinere astăzi. Tot timpul ea este cu obrajii roșii, tot timpul este zâmbitoare. Ce ne spui tu astăzi? Astăzi am să vă spun două poezii cu privire la iubire și dragobete și una pe care o voi recita alături de colegul meu. Avem și un joc de rol. Da. Mă bucur. Cu Haide. Care să începem? Cu ce vrei tu? Prima dată cred că o să le spun pe ale mele, pe da. Care le voi spune singură. De dragobete. Ne uităm la cameră, da? Da. De dragobete. De dragobete iubim pe românește. Astăzi iubirea din plin se trăiește. Ne arătăm dragostea prin lucruri micuțe, care Dumnezeule sunt așa de drăguțe. Trandafiri și bomboane în formă de inimioare. Nu știu despre, nu doar despre asta este iubirea oare, lucruri simple, dar frumoase, ce parcă din tărâmul minunilor sunt scoase. Sărbătorește dragobetele cu mare bucurie și speranța că iubirea nu este timpurie. Iubește cu adevărat, căci crede-mă, nu e păcat. Iubirea, iubirea, o Doamne, iubirea! Poate spune cineva că n-a simțit-o niciodată? Nu cred. Sau dacă da, înseamnă că e o persoană tare ciudată. Toți iubim, familia, animăluțele de companie, pasiunile, cu ajutorul iubirii trăim. Mai ales cei aflați la vârsta adolescenței, își iubesc iubitul sau iubita. Sunt reguli simple în acest joc tulburător. Un pas greșit și după despărțire vei fi cuprins de dor. Ce trebuie să faci oare? Să iubești cu adevărat. Locul din inimioara ta pentru acea persoană să bată neîncetat. Și dacă într-adevăr se oprește, spune ce simți și de minciună oferește. Până și despărțirea trebuie să conțină iubire. Sună paradoxal, dar spun ceea ce simt, bine? Îți iei rămas bun de la persoana ce ai iubit-o și îi urez succes în viață. O despărțire n-ar trebui să decurgă de parcă ai fi la piață. Aceleași reguli sunt la orice tip de iubire. Și mi-ar place să nu existe final cu dezamăgire. Cum este, spre exemplu, natura, care ea trebuie să înțelegi căldura, să înțelegi și vântul, pe scurt să înțelegi pământul. Să iubești fluturii ce zboară și florile ce îi așteaptă, chiar și albina ce uneori nu-i foarte înțeleaptă. Să iubim tot ce ne înconjoară și așa vom avea o viață extraordinară. Extraordinară ești și tu. Sunteți la sentimentul meu. Da. Nu mai vorbesc cu mine. Vă mulțumesc. Că nu știu cine. Vii lângă splendide. Colegul tău. Splendide. Te așezi lângă el. Foarte frumoasă fata. Poezie. Poezie, poezie. Am de spus poezia scrisă de colega mea de față. Cum te numești? Răpeanu Ștefan. Vin tot de la liceu Constantin Pruncuș. Și astăzi cu mândrie vreau să recit poezia. Iubita mea cu ochii albaștri, ce strălucesc ca mii de aștri, astăzi chiar de dragobete vreau să înțelegi că eu 100% sunt al tău suflet pereche. Ți-am luat trandafirii roșii, preferații tăi, al tău zâmbet transmite că în acest moment ai 200 pe minut bătăi. Ești așa copilă, iubita mea frumoasă, pentru asta jur că ar trebui să fii faimoasă, ca luna printre stele și printre toate tu, deci de mie spune viața să ți-o dau, n-ar spune nu. Te iubesc atât de mult, prințesa mea dragă, încât nimeni sentimentele cu adevărat n-are cum să-mi înțeleg. Iubitul meu cu ochi căprui, ce evident pare a fura inima oricui. Astăzi, de dragobete, îți doresc să n-ai parte de alte poete. Eu sunt poeta ta, tu ești poetul meu, mai ești și al romantismului zeu, iar eu mai sunt și cea ce, cum spuneai cumva, florile din grădină cu iubire înviora. Te iubesc, dragul meu iubit, toată viața de la răsărit până la sfințit. Și invers, bineînțeles, căci pentru mine ești precum un trandafir cu mare atenție ales. Mulțumesc! Ia loc! Și după mine se înțelege. Cântăm? Mai departe? Cântăm? Da, da, cântăm. Nu se poate altcum. Cum te numești? Mă numesc Crețu Marian Cristian. Scena ți aparține? Si, orile. Căi țara lung și lat, dor și dor, cu mine călător.
Numuri am umblat, oameni mândri am aflat, dor și nor cu mine călător. Am văzut codru înfrunzând, flaiurile înverzând, dor și nor cu mine călător. Zâi păstruna ta, ce te rași cu inima, dor și dor cu mine călător. Cântec drag de joc, să răsune în orice loc, dor și dor cu mine călător. Să s-audă-n munți și văi, fete mândre și flăcăi, dor și dor cu mine călător. Hă, 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 hă. Cântec din Ardeal, Bocioma din deal în deal, dor și dor cu mine călător. Spune-mi dulce grai, că suntem unii spăplai, dor și dor cu mine călător. Eu din zor până sărac, când din toată inima, dor și dor cu mine călător. Și-am să cânt până trăiesc, neamul nostru românesc, dor și dor cu mine călător. Picior de la Bran și mi-s neam de Ardelean, locul în care m-am născut, pentru mine-i cel mai sfânt. Eu mi-s picior de la Bran și mi-s neam de Ardelean, locul în care m-am născut, pentru mine-i cel mai sfânt. Inima-i plină de dor, de răcoarea munților, mândru sunt și-n-al cabrad, ficior ca mine nu-i altul. Hă, hă, hăi, hă, mă! Vorba-i dulce și domoală, și port straiele cu foală, cum le-au purtat bunii mei, eu le-am păstrat de la ei. Vorba-i dulce și domoală, și port straiele cu foală, cum le-au purtat bunii mei, eu le-am păstrat de la ei. Inima-i plină de dor, de răcoarea munților, mândru sunt și-n al cabradu, ficior ca mine nu-i altul. Hă, hă, hăi, hă, mă! În privire am strâns dorul și mi-e glasul ca izvorul, cântecul mie alinare și-l împart cu fiecare. În privire am strâns dorul și mi-e glasul ca izvorul, cântecul mie alinare și-l împart cu fiecare. Inima-i plină de dor, de răcoarea munților, mândru sunt și-n al cabradu, ficior ca mine nu-i alt. Hă, hă, hăi, hă. Mândru sunt pe plaiul meu și că pot cânta și eu, despre tot așa cum știu, Ardelean din tată-n fiu. Mândru sunt pe plaiul meu și că pot cânta și eu, despre tot așa cum știu, Ardelean din tată-n fiu. Inima-i plină de dor, de răcoarea munților, mândru sunt și-n al cabradu, ficior ca mine nu-i alt. Mândru sunt pe ploiul meu și vă voi cânta mereu, despre tot așa cum știu, Ardelean din tată-n fiu. Maria, da, scena ți aparține. Pusuri pierdute în mare, pierdute în noi.
de stele arzând căzătoare, privind ne-au furat. În cerul o mie de nopți seculare s-au toți pulverat. Noi am rezistat între soare și ploaie. Se nasc mii de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi și radăm pe foi, apoi ne-am distrus amândoi. Între soare și ploaie se nasc mii de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi și radăm pe foi, apoi ne-am distrus amândoi. O mie de lacrimi nu spală durerea de când te-am pierdut. O mie de nopți mă înghite tăcerea, ea vrea să te uit. Îmi cere prea mult, nu cred că este-n trecut fiorul ce l-am avut. Vreau un nou început. Între soare și ploaie se nasc mii de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi și ratăm pe foi, apoi le-am distrus amândoi. Între soare și ploaie de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi și ratăm pe voi, apoi ne-am distrus amândoi. Credeam în dragostea ta, speram că nu va seca. Credeam în visele mari, dar ai ales o dispar. Credeam că nu e trecut fiorul ce l-am avut. Vreau un nou început. Soare și ploaie se nasc mii de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi și ratăm pe voi, apoi le-am distrus amândoi. Între ploaie și nori se nasc mii de culori, dar noi vedem doar noi. Amintiri despre noi și ratăm pe voi, apoi le-am distrus amândoi. Iată că Șezătoarea este despre muzică, muzică românească, despre poezie, trăiri, sentimente, port popular, autentic, gânduri frumoase. Continui să invit tine. Dragoste. Tot despre dragoste este. Întâi aș vrea să mai aduc două tinere alături de noi. Poftiți, Liceul Teoretic Ion Barbu este alături de noi astăzi prin două reprezentante de seamă. Te rog, ia loc acolo, Cătălina, acolo, ia loc. Ne și prezentăm. Bine v-am găsit, numele meu este Nicolae Diana Elena, sunt elevă la Liceul Teoretic Ion Barbu Pitești, iar astăzi am venit să citesc una dintre poeziile pe care le-am scris într-un moment de vulnerabilitate și să împărtășesc asta cu toți cei de față. Da. Haide să se prezinte, dacă așa au gândit ele să fie aici la Șezătoare. Măi, Mariana! Mă bucur să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Mă numesc Andrei Maria Cătălina, învăț la Liceul Teoretic Ion Barbu din Pitești și sunt alături de dumneavoastră să vă citesc o creație proprie. Ascultăm lectura. Haideți să... cum doriți voi. Visul realității. De când cu o privire te-am surprins, o căldură în suflet s-a aprins, un tumultum de priviri și necontenite izbăviri. Vorbe sincere mi-ai șoptit, inima la tine mi-am adăpostit, în culori trandafirii cu intensitatea privirii. Vocea profundă mi-ai dăruit, săruturi și atingeri calde, un viitor de-abia construit cu strălucirea a două smaralde. Liniștea o controlezi, printr-un zgomot abisal, inimile asamblezi, m-am trezit și ești real. Mulțumesc. Ai ocheiul juriului. Cheia păstrată în versul meu, armă ce mă apără mereu. Efemer sunt, Doamne, eu, te rog, nu mă lăsa la greu. Ține-mă de mână, trec prin toate, promit, o să achit în rate. Și iubire, și durere, fericitele probleme.
Așa îți mulțumesc eu, Doamne, pentru lacrimi și suspine, pentru zâmbete divine trăite doar lângă Tine. Cu Tine am prins curaj să iubesc, să văd frumos, cât ar fi de anevoios, să plâng și să simt durere, să cresc și să prind putere. Ziarul cântea cu la noi, ziarele noastre, noi le-am dat nume, dar în greacă se zice efemeride. Ce înseamnă efemeride? Care trăiesc o singură zi. Frumos! Ea avea o clipă vulnerabilă, o clipă în care se doia de anumite lucruri și reușește. E o critică de artă. Vai, săraca! Vai, săraca lumea mea! Că mulți s-au mai dus din ea. Cum zice, dacă știam eu că avem și loc de cântat fără să mă încurce tehnica, păi vă cântam, eu cu vădă, vă duceați acasă jumătate râși și jumătate plânși. O față râde și una plânge. Mulțumim foarte mult. Nu mă pot abține să nu vă întreb, în termen general, există dragoste? Există dragoste? Sunt absolut convinsă că există. În fiecare zi o găsim în lucruri mărunte. Mereu am fost de părere că dragostea este găsită în micile momente. De exemplu, merg pe stradă și văd un fluturaș cum zboară prin fața mea și apoi aud o melodie care mă încântă. Și cred că și acela este un mic moment de dragoste. Cea mai supremă dragoste, ca să spun așa, după părerea mea, este cea față de Dumnezeu, care a inspirat și poezia pe care am scris-o. Este cumva Dumnezeu pentru mine este cel mai puternic catalizator între mine și visele mele, dorințele și tot ce vreau să realizez. Și atunci le treci prin acest filtru numit Dumnezeu. Foarte frumos. Mai departe, Anișoara. Din punctul meu de vedere, da, există, da, dragostea. Avem puncte de vedere, ați fost atentă? Sunt sigură că există. Apreciez enorm de mult opinia colegei de față. Sunt de aceeași părere. Lucrurile mărunte te fac cel mai fericit om din lume și... Pe lângă iubirea față de Dumnezeu, care este foarte importantă, mai contează foarte mult și iubirea de sine. Să te iubești pe tine și... Da, da, da. 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 Și da, iubirea există. Predă microfonul cetărașului nostru. Cum este cu iubirea, cu dragostea? Iubirea este un sentiment pe care, fie că vrei, fie că nu-l vrei, apare bine în viața peste ta. Tine. Da, și de cele mai multe ori se întâmplă în bine. Slavă Domnului! Cătălina? La dănțăușul, dai? Cum îi spune? Dănțăușul meu! Imediat! Sunt de părere că iubirea este la orice pas. Întâlnim... Desigur, iubirea față de Dumnezeu, față de mamă, iubirea de familie și până la urmă iubirea o găsim, cum am zis și la început, și colega mea în lucruri mici care au simbolitate pentru noi. Ce vrei să faci mai departe cu profesia? Cu citească mult. Îmi place foarte mult să citesc și aici mă regăsesc și accentuez ideea de iubire pentru că ceea ce citesc eu are legătură cu dragostea și încă nu știu sigur. Ce le putem recomanda să citească? Tot șoarecei de bibliotecă să se transforme în șoareci de bibliotecă. Păi șoarecile nu alege. Eu am 82 de ani și vă spun drept. Orice hârtiuță mică de la rețetă, lipigheu ăla, știi, că zice, se recomandă în boala cu tare, cu tare, cu tare. Trei propoziții. După aceea, un cearceaf întreg, cum îi zice în ardeal, un lipigheu întreg. Dar grijă să nu cumva să fii bolnav așa. Păi eu să știu. Atunci, hai cu mine la gunoi. Mulțumim fain. Deci, asta le recomand.
ce le face plăcere, ce cred că se pot zidi, să se zidească druna. Așa cum am spus, trei pereți aveți în față cu cărămizi care nu se știți mai mult, așa știi? Ce le recomandăm tinerilor noștri? Nu neapărat ce să citească. O recomandare de viață. Ca o recomandare de viață de la un om care a trecut prin viață, căutați să vă creați un mediu foarte frumos în care să viețuiți, să aveți prieteni frumoși. Dacă întâlniți un prieten mai rău, încercați pe cât putință nu să-l abandonați, să-l iubiți, așa atât. Și atât. În rest, înconjurați-vă de oameni buni, găsiți-vă pasiuni, investiți în pasiunile alea și veți fi fericiți o viață. Mulțumesc. Doamna Aurelia Iacobescu, ce le recomandăm? Tinerilor din ziua de azi, cele, să fie un pic mai îngăduitori, da? Să iubească mult, dragostea de sine, așa cum a zis și domnișoarele. Să scormonească, da. Cum a spus dragostea Mariana. Dragostea față de Dumnezeu, da? Și dragostea în general, pentru tot tineretul, să se iubească, să se accepte unul pe celălalt. Pentru că așa suntem... cum sunt, că unii sunt mai... așa, cu o problemă, alții sunt mai altfel. Deci imediat. Să se iubească în întregime. Da. Pentru că suntem femei, este important modelul Maicii Domnului? Normal că este important modelul Maicii Domnului. Ne uităm la el, ne-l însușim, ne străduim. Sigur ce că facem? Da. Sigur că da. Aduceți-vă aminte și vă gândiți așa. Să vă ferească Dumnezeu de ce nu a oferit-o pe Maica Domnului să-și vadă pilodit pruncul pe cruce. Și atunci, întotdeauna vei privi în jos și vei cere ajutorul, că ea care a suferit atâta, le iubește și pe noi. Iar noi românii, ca esență de români, avem și noi o femeie, Maica Domnului, Marica Brâncoveanu. Cine nu știe istorie, și-o scos ăștia din istorie pe Brâncoveanu. Da, căutați-l pe Google, mă, că eu vă invidiez pentru asta, mă, că voi aveți Google, mă. Eu nu l-am numai de 10 ani, dar aș mânca, nu dorm noaptea cât caut. Știu toată partea Europei. De apus, știu tot ce-o mânca țarul Petru și cu regina Chievului, din Google știu, nu știu, că nici pe noi, nici pe mine, nu m-a învățat nimeni la școală, târziu am făcut o legătură. Dar pe când am făcut legătură, n-am mai avut cui să spun, îmi vine să plâng. Și acum când mi s-a dat prilejul să vă cunosc pe voi, tu, o abstractă, formidabilă, este ca și ea este o analistă, că o luat firul de păr, așa, iar ea se lasă un pic cuprinsă de Bacovia, dar dă-l încolo pe Bacovia, știi? Iar voi sunteți minunați și tu în poezia ta, mă, parcă erai actor, mă. Așa de frumos ai spus-o. Și vorba aia, n-ai făcut niciun pic de dicție. Eu care am făcut și nu o țin cont de ea. Mă iertați. La Paști, prima săptămână a Paștilor, greco-catolicii și catolicii, duceți-vă la biserica greco... Eu beau și apă, nu, să știți că beau și vin, beau și țuică. Deci eu mă duc și la biserica catolică. Vă duceți în miercuri a cenușii. Ei, așa își cer iertare ei în fața lui Dumnezeu că din... cenușa care au rămas de la florile de anul trecut, să ard florile de anul trecut și cenușa aceea se pune într-o cupă. Iar în ziua miercurea cenușii, dimineața și după amiază, la Biserica Sfântul Anton, toată lumea, că e catolică, că e ortodoxă, toată lumea care vrea să-și ceară iertare lui Dumnezeu, Dumnezeu numai unul, se duce și își pune cenușe în cap. De aceea vine expresia să-mi pun cenușă în cap. Eu astăzi atâta cenușe mi-am pus în cap, eu mă duc acasă, eu nu stai să mă spăl. Nu este chiar așa.
Vă dau microfonul, mă doamna iertați. Marilena. Eu mă gândeam puțin la tradițiile de altă dată, că tot am mai vorbit așa întreagă de dragobete. Pe vremuri, în ziua de dragobete, tinerii și fetele de măritat se însoțeau și se însurățeau. Așa, ce înseamnă asta? Practic se îmbrățișau, se sărutau, își promiteau sinceritate pe tot parcurs. Da. De dragobete la început, la începutul zilei. Așa. Apoi își promiteau că vor fi sinceri unul cu altul de apururi și cel mai frumos că se vor sprijini la nevoie. Asta era pe vremuri. Totdeauna dimineața se primeneau, deci se sculau, prima treabă, se spăleau pe ochi cu niște apă de, din zăpadă, din zăpadă, apă neîncepută. Așa se pieptănau, își puneau țoalele frumoase, cele mai frumoase și plecau încete prin poieni să caute primele flori ale primăverii. Dar nu plecau în așa oricum, plecau în ordine, plecau întâi fetele și femeile tinere, apoi plecau băieții și bărbații. Asta se întâmpla atunci. Erau foarte fericiți să caute florile astea de primăvară și vreau să fac o mică paralelă între tradițiile care au fost atunci și ce mai este acum. Practic, dragobetele este un Valentine's Day importat din America, care în ultima perioadă se sărbătorește și la noi românește pe 24 februarie. Dar ce mai înseamnă pentru voi tinerii prietenia asta, bucuria de a te întâlni? Voi, din păcate, dar nu este vina voastră, stați mai mult online. Nu este vina voastră, este vina telefoanelor mobile care au explodat din 2003 încoace. Și eu, la anii mei, din păcate, recunosc că îmi petrec foarte mult tot timp pe telefoane. Da. Și ce înseamnă întovărășirea asta astăzi? Nu este decât strict o socializare. Deci încă un sfat de viață așa, este bun telefonul, sunt bune toate rețelele astea de socializare, dar căutați să vă faceți un pic de timp, un pic de timp în care să vă întâlniți în grupuri cu prieteni, să sporovoiți vrute și nevrute, așa și... Și să căutați acolo versetul ăla din Psaltirea aia mare, cele îngăduințe de la părințele, că David a fost cel mai mare învățător, cel mai bun prieten pentru toată lumea. Zice, toate zbune, asta spunea Apostolul Pavel, toate zbune, dar nu toate de folos. Așa este. Pentru că suntem la șezătoare și fiecare mai aduce câte ceva, mai spune câte ceva din ce a făcut peste an, am aici o carte de povești, povestiri, cânturi, fabule, snoave, scrise de Adrian Mitroi, este președintele Ligii Scriitorilor, și aș vrea să le dăruiesc tinerilor noștri, în dar de mărțișor. În unele zone ale țării primesc mărțișoare și băieții. În unele zone ale țării. Cu mare drag, am și ciocolată pentru tinerii noștri, ciocolată. Cu mare drag. E, astăzi bani. Ciocolat. Da. Toate acestea fiind spuse, în încheiere, eu vreau să... Asta mi-am aruncat ochii asupra agendei. Și aș vrea să încheiem, cu cea mai experimentată, da. Cu cea mai experimentată de la șezătoare, de la care învățăm câte ceva, le transmitem celor care ne privesc și sperăm că în martie, pe 20 martie, vă invit la o lansare de carte, se numește Eu față verso, este un alt volum al meu, alături de alți prieteni, încercăm să deslușim puțin din tainele sinelui. Cum îl reglăm noi și vă las să fiți surprinși pe 20 martie. Mai vorbim. La bună vedere, eu, Mariana.
Toată viața am fost contestată că sunt ardeleancă, dar cu vorba asta ardeleanească dulce, atâtea satisfacții mi-au adus extraordinar. Mai ales când eram în mare năcază. La operație, operație de ocluzie. Pac! Nu m-a dus nimic, m-a luat rău, fugi la spital și doctorul mă întreabă. Ești ardeleancă? Da. Și de ce nu vorbești ca... De câți ani ești aici? De vreo 30. Și nu știi să vorbești ca în Argeș? Apoi m-ai prăbălit, domnul doctor. Prăbăli înseamnă ardelenește, probai meg, adică voi încerca. Dar n-au decât să înveți și ei dexul. Bun. Și zice, sigur că dacă ești ardeleancă știi o poezie de Cușbuc. Știu, Dușmancele. Pentru că v-am vorbit de dragoste... Și tot de dragoste e vorba. Și în poezia mea e vorba de Dumnezeu să-l ierte acolo unde îi comurit fără de vreme. Eu îi cânt Horea plângând, dar s-o dus fără de rând. Eu îi cânt doină de jele, că s-o dus fără de vreme. Dați-vă seama, eu de la 82 de ani, cum privesc 52 de ani? Tinerețe. El a murit la 52 de ani. E vorba de copii? Nu-i nimică. Sunteți prea mari ca să faceți pipi în pat și prea mici să-mi răspundeți mie. Cușbuc. Poetul țăranului. Poetul nepereche. Cum a văzut el iubirea unui tânăr și invidia celorlalte sătenge. Că într-un sat nu există numai oameni cu stare. Acum suntem într-o altă formă. Dar eu nu am venit aici să vă spun despre acest lucru. Am venit să vă recit Dușmancele. Lasă ochii, mamă, lasă plângă. Tu leagă-n... Tot cu mâna stângă mi-ai dat să sug. De aceea sunt nătângă. Dar n-am pus oare legământ să merg neplâns, să înmormânt. Nu plâng, că mi-e de leana teamă. De ciudă plâng eu numai, mamă. Cuvintele ei nu le bag în seamă, dar mi-e rușine și mi-e greu că scoală satul în capul meu. Ea duce sfat din casă în casă, că n-am brobadă de mătasă, n-am șorți cu flori. Și dacă n-am, ce-i pasă? N-am mers să cer, aveam, n-aveam și n-o să meargă neam de neam. Stă-n drum de vorbă cu vecine și bate-i în pumni. Să mor îmi vine, auzi tu, soro, să se prindă ea cu mine. Știi el la moară ce zicea? Că-s prostă foc și gură rea. Și auzi, îi umblă în cap tu, soră, să ajungă ea Alexandrei noră. Oh, meargă-i numele, n-o vezi la horă? Ce șurți! Nu-ți vine și să, nici să crezi. Fă cruce, fă să nu-l visezi. Nu l-aș purta nici de poruncă. Ce poartă ea, alt om aruncă. Cu un rând de haină vezi mergând la muncă, la joc și hori, același rând. Îl poartă într-una și de când? Alexandra doar e preoteasă, își cată noră mai aleasă să o ducă în bunuri și în duium acasă. Ea n-a ajuns oricum și cum să strângă nora de pe drum, să-și ia de noră pe satană, că e săracă și golană. De ce nu vine ca să-i dau pomană? Nu-i casa lor în care stau și în casă, nici cenușe n-au. Ea... Așa. Auzi tu, mamă, câte îmi spune.
și aleargă în sat să mai adune și alte poricliri pascuns îmi pune. De-ar fi să-i dau și eu răspuns la câte lege am fi ajuns. Ian ține calea, îmi sare în drum, că doar mă apuc să-i spun o vorbă în poară. Și dacă tac, îi vin călduri să moară. Să vezi tu, mamă, în jurături, că ea cu măsa îs 10 guri. Cu gura măsa bate o gloată și de o travă leana toată mi-ar pune capul sub picior să poată. Dar lor pe plac, eu n-am să mor că n-am ajuns la mila lor. De foame nu dau popii ortul. Eu iarna singur am țes tortul și umblu și eu cum s-o cot că-i portul. De n-am mătăsuri, am ce pot. Nici bun prea, nici rău de tot. Mă prind cu ea cel sfânt s-o bată. Dar cum mă prind? Ea e bogată. Ce haine mi-am făcut ca ea vreodată? La joc mă poți vedea cu fetele de seama mea. Sau am vorbit cu dânsa glume, o fac de râs, îi scot eu nume, sau eu sunt gătită în ciuda ei în lume? Ei știu eu focul, ochii mei, Alexandru e. Că alta ce-i? Dar ce? Îl țin legat de mine, îl trag de mâne, că vezi bine, el vine așa de dragul lui când vine. Eu nu pot ușa să-i încui, de stă prea mult. Eu ce să-i spui? Sunt eu la urmă vinovată că Leana umblă ca turbată să-l vadă în casa lor intrând vreodată și dacă lui nu-i dă prin gând ea, blestemă de nu-și dă râd. Da, poate da, că boizbuni, bine, îi bogată. Dar dacă pui flăcăi odată să aleagă dânsii cu un socot o fată, păi bogata-și pupă boi în bot, îmbătrânind cu boi cu tot.